Bun găsit din nou! Dacă a fost Survivor, a fost și nebunie, a fost și agitație, a fost emoție, au fost și lacrimi. Totul s-a întâmplat și în Republica Dominicană la intensitate maximă și aici. Nu-i așa, Alex? Da, au fost uh, lacrimi și emoții și aici la, la noi în studiouri uh, în momentul finalei. M-am întâlnit cu părinții concurenților care erau foarte emoționați și dornici ei să fie în fața camerelor, să-și arate emoțiile, să, să fie și ei vulnerabili în fața camerelor, să-și arate susținerea. Au venit și prietenii lui Zani, i-am cunoscut și pe ei, au fost aici la noi în studio. În momentul în care s-a decernat marele trofeu, i-am avut aici pe cei din trupa lui Alex Velea și pe Alex Velea dar noi așteptam ca să intrați cu Zani, dar voi erați în direct acolo și așa că au... Da, eram în direct da, pe exclusiv uh, și... canalul de YouTube al nostru al celor de la uh, canal de cei care au uh, și transmis evenimentul în direct și nu am mai uh, apucat să mai uh, îl prindem pe Alex Velea în direct aici la noi, Poate la OBS dar ne-am... așa e, nu îi așteptăm aici la noi în studio pe toți să vină să-l susțină pe, nu știu, să-l susțină pe Zani să arate atașamentul lor cu adevărat, pentru că mie mi-a plăcut de Alex Velea și înainte de a pleca în Republica Dominicană, ne-a dat acel interviu pe care și dumneavoastră puteți să-l revedeți pe YouTube-ul nostru, Wow News, dar am și vorbit cu Zani la fața locului despre susținerea pe care a avut-o din țară și mai ales din partea Antoniei, a lui Velea, lui Rashid, Omar, Matias și toți cei care sunt în Golden Boy. Ca și regula competiției, pe el l-a ajutat foarte mult regula asta pe Zani ca să-și ajungă până aici. Bine, și-a și -a construit drumul propriu, dar ca regula competiției l-a ajutat foarte mult în final ca să a adune voturile necesare, chiar dacă eu cred că a fost bătălia strânsă cu, foarte strânsă cu Andrei, pentru că am văzut pe rețelele de socializare că și Andrei a fost foarte, foarte da. mult susținut de către oamenii de acasă. Și, și era normal, până la urmă a fost un concurent foarte bun în Republica Dominicană, l-au iubit oamenii, l-au desemnat și pe el favoritul săptămânii în câteva rânduri, sau a fost și pe locul 2. O să vină și Andrei aici la noi... Sunt sigură mâine va fi aici în studio la oviz și ne va, povesti, ne va povesti tot ce a simțit el. Și îți dai seama că ne va povesti la rece uh, totul. După, mai așează gândurile concurenților. Da, după gândurile concurenților. Și, și, și Zani va fi în curând alături de noi. Stați astăzi pe Wallbis.Grow, fiindcă... Stați așa. Miștiți. Da, așa cum i-am obișnuit pe cei de la ștafeta mică învingători. Aici, da. Toți sunt la noi. Iar astăzi este ziua lui Zani. Să-i dăm cezarului ce cezarului lui de naștere. și... Uh, Poate e ziua lui de naștere <laughs> într-un fel sau Mare altul, că fie. el nu este, dar vorbind de, așa, metaforic, celebrăm trofeul celebrăm care trofeu. primit, da. și celebrăm uh, această mic, de ediție de ștafeta mixtă cu câștigătorul. Începem cu câștigătorul, pe urmă locul 2, 3, uh, Maria va fi alături de noi, Albert, toți cum cei vor care disponibil, vor au fost în dominican. Da. da. Uh, și nu doar ei. Uh, mă abia aștept să vină alături de noi și Dan Pavel, uh, prezentatorul ah, da, da, acestui... Dan Pavel. Uh, un show extraordinar, un show Ai care a fost urmărit cu sufletul la gură de toți. Ai vorbit cu el? Bineînțeles că am vorbit cu Dan. Uh, Dan este unul dintre apropiații emisiunii noastre. Și <laughs> Tocmai observ pe holuri pe Cucu. Tot vorbește într vorbește. <laughs> Cucu, vrei, vrei să spun ce -a? De, nu A fost un one-man show în, uh, în avion. Și l-a dus și l-a întors Cucu. Nu, nu i-a stat gura o secundă, nu? Nu i-a stat o secundă. A fost... Uh, <laughs> O persoană extraordinară. Deci, eu nu l-am cunoscut pe Cucu decât aici, la noi, în studio. Dar, dincolo de studio, nu știam dacă este glumeț, dacă este mai plictisitor. Nu, domne, este un, un, om de nota 10. Sincer, mi-a plăcut foarte mult. Dat calificativul. Calificativul zim... meu pentru Cucu este 10 și calificativul pentru Daniel Pavel 20. Deci este un uh, prezentator extraordinar. După cum îl văd pe Cucu de aici, că bea apă, sigur nu te a auzit, dar mai zim câteva lucruri despre Dan Pavel. Apă. Ii trebuie apă. Îi trebuie cu, apă, Cucu, după această Asta experiență prea da, da, din Republica Dominicană, cu și hidratarea trebuie. La <laughs> De, Revenim de la de Daniel. Afară. Daniel a ținut show-ul acesta în Este foarte greu pentru un prezentator să facă față unei astfel de producții. Este o producție imensă și... Repet, știi foarte bine, mult mai bine decât mine, ce se întâmplă acolo în Republica Dominicană. Vorbeam cu el și îmi spunea că în ultima săptămână, cel puțin, a slăbit 5 kg, pentru că erau emoțiile de final mult mai mari decât Am văzut că cele de la se Și a antrenat la un moment dat. Era în formă, se menținea în formă. Eu mă mai întâlneam cu fratele lui, mă întâlnesc aproape zilnic la sala de antrenamente și discutam. Ia zi-mă ce mi vorbi vorbit cu Dan, cum e? Și a zis că uneori, uneori și, și lui s-a părut că e, e o presiune mare și e o competiție foarte lungă, dar a rezistat la fel ca și concurenții. A fost ca în aceeași competiție, a simțit competiția la fel. Păi, așa și trebuie un prezentator adevărat e musai să fie să, se regăsească cumva și în concurență, să încerce să simtă emoțiile lor pentru a putea să le transmită mai departe. Mi-am adus atunci când mi-am adus aminte de faza, și cred că știi la ce mă refer, Uh, mi-am adus aminte de faza, faza aia în care s-au certat Zani uh, Sebi și cu Ștefan și a, a, a intervenit, dar n-a venit ușor-ușor. Ia zice, -o, mă de ce vă certați, da. <laughs> da, și ai văzut ce repede i-a pus la punct da, și... Da, uh, doar a mers pe acolo și s-au potolit. Să știi că uh, mi-a mai plăcut la Dan lucrul ăsta. A avut uh, o putere foarte mare asupra concurenților. A fost foarte respectat de toți și uh, cred că este foarte important să poți să faci lucrul ăsta. Să mă repet, uh, să ții în frâu 41 de concurenți, atât uh, cât uh, au participat. Atât au participat la Survivor România sezonul 2. 41, 41 de concurenți, da, timp de 6 luni și jumătate. E, e ceva, a fost o ediție senzațională și meritau un prezentator pe măsură. Nu? Da, da, da. A ținut energie, a avut energie de la început la sfârșit. Foarte Dan mult. va fi alături de noi joi la ștafeta mistă. Da, mi-a promis în aeroport că ne vedem joi așa cum suntem noi obișnuiți da, la ștafetă, o să fie o ștafetă foarte frumoasă în care va spune el mai multe lucruri despre ce s-a întâmplat, despre experiența pe care a trăit-o acolo în Republica Dominicană, dar până atunci să știți că eu am ceva pregătit pentru oamenii tot de acasă, cu tot cu Dan Pavel un material realizat de colegii noștri Dan Bud și Alex Mihei de la aeroport. Vreau să vedeți imaginile pentru că merită. Cum ești? În momentul ăsta, bagam de, star, de mai emoții, mai un vorbești? carusel, da, da, pot, pot, dacă trebuie, dați-mi da un fluier și fluier. Vreți să alerge cineva pe aici, Sorin, intră Eu pe traseu? Știți da, e o okay, da? alarmă da? Da? Cu... Da? 3, 2, 1, start. Da, un da, un da, star. da, da, deci no, no, clar, e o stare pe care o trăim toți, 42, da, cum erau ro ronini, 49, noi suntem 42, 41 de concurenți și cu mine. Și o stare în care, de grație, pentru că din asta nu mai ieșim, e și mie, în genele noastre. Aș vrea să văd și eu București după un an și patru zile, orașul meu natal, <gângări> și mă simt într-adevăr extrem de fericit. E o cununare a, a, tuturor eforturilor noastre, șase luni și o săptămână de. E și tu la rândul da. tău foarte emoționat, te văd că ești. Da, 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 e ai... emoție, e emoție. puternică da, mai 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 în totdeauna, Întotdeauna în 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 și am încercat și eu să o duc spre voi acasă, a fost foarte important. Să simți, credem că s Da, să, să aveți acolo o parte cât mai importantă din ce trăiesc ei. Încă o dată, e show e pe bune, nu există niciun fel de chestii în spatele camerei, în afară de producția de televiziune. Cel mai intens și iubit reality show din România e 100% la real. Și cea mai tare experiență și din viața ta, bă. Da, 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 și am avut experiențe foarte tare aici, am avut o viață plină până acum, dar uite că a venit Survivor și mi-a mai pus. Acela a avut puterea să și zâmbească la final după atâtea ore și el de nesom și de tensiune și de concentrare. Repet, mi-a plăcut foarte mult, Dan Pavel, și ca om, și ca prezentator. Iar eu l-am mai întâlnit și data trecută, când am fost în Republica Dominicană, și mi-a produs de fiecare dată o impresie foarte bună. Chiar mă bucur că mi-ai spus că va veni joi la noi în emisiune. Avem foarte multe lucruri să-l întrebăm. Am văzut că s-a documentat foarte mult despre tot ce înseamnă locul la unde a stat el. Și da, s-a văzut că a insuflat aventura show-ului și a făcut partea asta, a fost liantul între cei de acasă și concurenți și a fost foarte, foarte frumos lucrul ăsta să-l să vedem. Da, a fost foarte bine. Sper că și oamenii care se uită la noi și cei care ne urmăresc aici pe Facebook să fi intrași pe site-ul nostru wowbiz.ro, Live-urile noastre se transmit în direct și acolo, iar în curând aproape toate vor fi pe Wowbiz. Așa că trebuie să se obișnuiesc să ne scrie și comentarii și să ne pună întrebări și pe site pentru a putea să facă acea joncțiune. De peste ceva vreme, când vom fi doar acolo. Au comentat, au fost în timpul finale, și aici, alături de noi. Și cum ți-a fost în timpul finale? Cum l-ai văzut și tu pe Dan? Uh, sincer, pe Dan l-am văzut uh, foarte discret. A fost foarte discret până, când a, până în Consiliu, până la momentul Consiliului, până la live. Uh, I-am urmărit pe concurenți. Până când, când s-a intrat live. Iar apoi, într-adevăr, Dan a jucat un rol important pentru că am văzut acolo, din întrebările pe care le-a pus, i-a pus și în dificultate pe concurenți, dar Zani a reușit să folosească energia momentului live în favoarea lui mai mult decât ceilalți doi băieți. Poate că și. și influența sau și uh, intuiția pe care o aveau ei înainte, au simțit că Zani cumva și-a creat o integritate și o bază de voturi mult mai mare dinainte față de ei și poate că au simțit că sunt ușor dominați la capitolul ăsta și s-ar putea ca el să aibă un avantaj și de asta în momentul live-ului, ăla e un moment foarte important și războinicii Andrei și Marius puteau să, să tragă mai mult de acolo, puteau să tragă mult mai mult pe partea asta de live și chiar să interacționeze cu Dan, să, să cumva să se să ajute și de el. Ca să poată câștiga mai multe voturi. Din punctul meu de vedere, în momentul live-ului, live Zani a reușit să atragă cât mai mult public de partea lui. Da, pentru că are și o altfel de fire, a fost un tip asumat. Un om uh, care a spus uh, lucrurilor pe nume, fără să se menajeze. Sunt alți concurenți care încearcă să-și creeze poate o, o imagine în fața oamenilor, și atunci uh, riscă totuși să piardă pe altă parte. Când uh, te gândești prea mult ce spun uh, oamenii de acasă în momentul în care uh, vrei uh, să mergi pe o idee. Da, da, în momentul finale, în momentul live-ului, trebuie să faci, pentru că Zani a venit cu mai multe aturi atât în competiție, cât și pe, pe, tot par, pe tot parcursul ei. Și în momentul live-ului nu mai poți să mai lași lucrurile de la sine. Trebuie să pui piciorul în pracă. Dacă ești finalist, trebuie să spui. Că oricum, dacă simți că ești cumva uh, vii din spate, cum s-ar spune under the dog, da? trebuie să pui piciorul în pracă. Până la urmă, dacă nu o faci, o să pierzi. E adică adevărat. trebuie să te folosești de momentul ăla, pentru că dacă el a avut aturile astea dinainte, tu trebuie să vii acum să să câștigi, ceea ce nu n au reușit să facă Andrei în final. N-a reușit uh, să facă Andrei în final, uh, așa cum le-am spus oamenilor de acasă, Andrei va veni mâine aici în studio la noi la ștafeta mixtă. Astăzi în schimb, nu plecați în scurt timp Zani va fi alături de noi și vom vorbi cu el uh, tot uh, toate lucrurile acestea legate de să ne prezinte uh, marele vorbeam, trofeu, să ne prezinte marele trofeu, să ne îl uh, prezinte dumneavoastră marele trofeu. La încheierea acestei ediții vreau să spun și eu că în Republica Dominicană hitul nu este un cântec local în acest moment, ci acea piesa tarafului rutenilor cu două perechi de ochelari de sare. Românii au făcut istorie și la Survivor, dar au făcut istorie și la petrecerile de acolo. Dar noi doi vom mai vorbi despre lucrurile acestea. Ai, ai imagini? Am și imagini. Dar le țin da, pentru tine. Le țin pentru mine. O să le arăt și oamenilor de acasă și aici, la ștafeta mixă. Deocamdată atât a fost pentru această oră. și cu noi că vine Zani acum cu trofeu. La revedere!